seara și mi-a spus la propunere, că este cistă matematică. Așa este, ceva pentru acasă, clasa A. Patra. Bine. O problemă. Ia să vedem. Într-un săculeț avem 4 bile albe, 5 negre și 3 roșii. Deci într-un săculeț avem compoziția 4 bile albe, zis parcă? Da. 5 negre. 5 negre. Și 3 roșii. 3 roșii. Bun. Așa. Găsește care este cel mai mic număr de bile pe care le scoatem pentru a fi sigur că avem. O bilă albă. A, o bilă albă, da? O primă chestie, da? Da. O bilă albă. Mai e și B? Da. B. O bilă neagră. O să ne oprim cu una. Pe lucra chestie. Care crezi tu că este numărul minim de bile pe care trebuie să luăm pentru a fi sigur că am luat și o bilă albă? 12. Cât? 12. Cum ai gândit? Păi, ca să fii sigur că, de exemplu, dacă eu acum spun 4, mă gândesc că am luat două negre și una da. Roșie. Da. Sau așa. Și dacă spun 12, da. Înseamnă că le-am luat pe toate în calcul. Și dacă le iau pe toate... Ai sigur? Sigur am o bilă. Ai pe toate 4. Dar le-ai pe toate 4? Păi da, da, spune să fiu sigur că am măcar o bilă. Una, pe una. Pe una. De la una încolo să pleci. Așa pe toate 4, nu mai e problemă, nu are sens. Deci câte bile se iau pentru a fi sigură că am și printre ele o bilă albă. Tu poți să scoți din prima, da? Dar nu poți, total. N-ai siguranță. Nu poți să mă gândesc. N-ai siguranță, apropo de asta. Poți să scot 5, dar dacă sunt negri toate? Sigur că da. Poți să scot 8, dar dacă sunt negri 5. Da. Plus 3, da. Plus 1, ca să asta. Mă gândesc că am o bilă neagră. Asta e. Deci, mergi pe cea mai grea situație. A, dar le iau pe toate celelalte. Da? Și normal că să iau mână. Sigur că da. Deci e faină problema de ca formulare, da? Deci câte bile trebuie să luăm din sacoșă ca să fim siguri? 9. Deci 9 bile. Da. Răspuns, 3, 5 negre plus 3 roșii și plus una albă. Și atunci, clar că avem 9 bile. Corect. Și suntem siguri că avem una albă obligatorie. Una neagră. Acum B, o bilă neagră. Da, una neagră, B. Oh! Una. Mai e și ce? Da. Neagră, ca să fie una patru neagră, albe. Oh. Patru albe, trei roșii și una da. Patru albe, plus trei roșii, plus una neagră. Egal 8. Egal 8 bile. Așa se zic, aduncă pe tot, da? Important ca să înțeleagă cei care urmăresc că ideea asta, una aceea care să vrea în plus, peste tot. Ai și ce, Daria? Da, o bilă roșie. Și una 10 bile. Roșie. Da? Ia, 10 deci trebuie bile. Să punem, ca să fie una roșie, trebuie să punem 4 albe plus 5 negre și plus una roșie, da? Da. Egal în total, 10 bile. Bine. Mai ai? Da. Hai să mai formulăm mai. Corect. Care ar fi probabilitatea de a extrage una albă și una neagră? Cea mai mică, nu? Da. Care e numărul minim de bile pe care să le extragem pentru a fi siguri că am extras una albă și una neagră? Nu. 9, nu? Una albă și una neagră. Nu, poate să fie de ce te gândi la 9? Că asta mă interesează foarte tare. Pentru că... Le-am luat pe toate cele trei care sunt roșii. Da. Și pentru că eu nu știu dacă scot din prima... Poate scot două negre, poate scot... Pe toate cinci negre. Și am pus 9 ca să iau una
albă și cățel și nu. Nu, la 5 ai pus. Când la, până la 9, 5 ai pus. 3 roșii. Deci una albă și una neagră am cer, nu? Da. Una albă și una neagră. Uh-huh. Foarte frumoasă problema, da. Abia în formulare acum. Sigur că tu ai acum în discuție ori 9, ori 8. Și care dintre ele? Eu... Da, care crezi tu? Dacă ești din ionistă și le scoți toate alea înainte. Dacă le scoți alea. Deci noi acum trebuie să alegem între 8 și 9. Între 8 și 9. Aici e povestea. Eu aș alege 9. Alege 9. Da, da, pentru că dacă le scoți toate cele negre. Așa poate este. Atât așa din Iona. Așa este. Și atunci nu prins pe aia albă. Corect. Iar dacă am prins-o pe aia albă, care era problema mea, celelalte negre sunt chiar toate patru, nu? Exact. Sunt mai multe și... Mai multe, dar eu aveam nevoie și una, și una albă. Exact. La formularea și una albă... Pentru că dacă pun 8, eu am patru albe, trei roșii și una neagră. Păi și asta, așa da, ai, una neagră, da, una albă, ar fi. Așa, eu pot să spun că le scot mai multe negre. Și atunci dacă eu spun că le scot pe toate... Păi sunt ghinionistă și le scot pe toate negre, ce mă fac? Păi eu sunt normal că o să-mi rămână una albă care pot să o scot, că rămână albă, deci nouă. No, deci nouă, cred. Nouă trebuie să fie. Da. Între 8 și 9, între 8 și 9, e drept că și aici s-ar afla și albe, nu? Exact. Și încă una neagră. Dar ghinionist fiind, le luăm pe toate cele câte 5 negre. Corect. Pe cele 3 roșii. Și 3 roșii și albă numai. Corect. Dar ce ar trebui să oprim între asta și asta? Corect. Între 9 și 8. Care este probabilitatea? Care este probabilitatea pentru a obține una albă și una roșie? Să obține una albă și una roșie. Câte bile minim, care e numărul minim de bile pe care să le extragem, pentru a fi sigur că extragem una albă și una roșie? 10. 10. Ai prins mecheria? Deci te uiți la 9 și la 10 și sigur alegi pe cea care îți dă șansa mai mare, nu? Siguranța. Siguranța maximă. Da? Siguranța maximă este 10. Aici vedem una albă și una roșie. Acum, care ar fi numărul minim de bine ca să extragem două albe și una neagră. Două albe și una neagră. 8. Două albe și una neagră. Deci două albe și una neagră. Două albe. Atenție că am punctat foarte tare. Două albe și una neagră. Păi judecă, mama, zi tare. Le scoți pe alea roșii, da. Ești ghinionistă. Le scoți pe alea. Bași mâna în săculeț, roșii. Pentru... Bași mâna, ești numai ghinionistă. Da. Pentru roșii. Pot să pun 9 pentru că scot doar una albă. Vezi? Păi vezi, înseamnă că cât îi trebuie? Două albe. Ca să fie două albe? 10. Corect? 10. Deci s-a modificat. Pentru 5 înseamnă ce? Două. Să iau pe cele 5 negre, ghinionistă fiind, da. Plus cele 3 roșii, ghinionistă, și plus 2 albe. 2 din care rămân, neapărat numai 2. Corect. Deci ai luat din cele care erau albe 4, 2 sigur le am luat, da? Și atunci vine 10. 5 cu 5, 10. Deci 2 albe te obligă la 10. Da, două albe te obligă pentru 10, iar una neagră, 4 albe plus 3 negre și să fie una albă, una neagră, pardon, una neagră, ar fi fost aici câte? 8, da? Puneți roșii, puneți roșii la mijloc. Roșii, da. Ar fi fost 8. 8 bile se extrag. Și acum, dintre 8 și 10, cea care îmi asigură nu? Minimul de... Este cea mai mare. Corect. Deci valoarea cea mai mare, adică 10 bile. Dacă bag... M-am asigurat de două ale albe. Aici era problema, pentru alea două. Aici sunt și... Deci, negre scos... chiar sunt exact, 5. Adică scoți două culori, ca să fii sigură. Scoți două culori
și din a treia scoți doar câte îți... Așa, câte îți cer în plus. Exact. Dacă îți cer 3 albe, te duci la 11. Corect. Da? N-am să-ți cer 5 albe. În sac nu sunt numai 4 albe, da? N-ar avea rostul astfel de probleme. Dar dacă îmi cereți, de exemplu, să fii sigur că am scos 5 negre și așa... Păi toate cele negre? Păi da, ia. Câte să scoți și una roșie? 5 negre. Și una roșie. Și una roșie. Deci fii 5 negre. Da, și una roșie. 10, nu? Stai să vedem. Da. Ca să fii 5 negre și una roșie, 10. Înseamnă... Din noi să le scoți pe toate 4 albe. Le scoți pe cele 5 negre că trebuie. Le scoți pe cele 5 negre că... Că trebuie. Da. Și taia roșie. Și una roșie. Da? Deci, destul de simplu. Așa. Ce vreau să spun în continuare? Trecem la altă problemă. Acum mă gândeam la... Să se găsească numerele ABC. Deci numele ABC. Cine sunt acestea? Știm că ABC plus BCA, deci ABC plus BCA plus CAB egal cu Din 3 trebuie să mă gândesc. Dar e ce din 3? Păi uite-te. Păi dacă adun numere sute, nu știu ce, nu poți să dea din două cifre. Da? Dar după cum vedeți, noi avem BCA, ABC, corect, și CAB. Deci trebuie să, practic, să dați, dacă sunt câte 3. Eu dacă, da, 999, poate să fie 999, dar... Ar fi unul, trebuie să dați un multiplu de 3, obligatoriu. Da, dar... Eu am să dau așa. Nu-i bine. Dacă vedem. Se vede-o. Da. Cifră. 1665. 665. Și brusc, m-ați mărut. Deci, tu vrei, așa cum ar fi fost cu două cifre, dar 1665 e altă poveste. Dă o idee. Trebuie să mă gândești. Sigur, nu-i nici vorba. Nici vorba nu cer să spui ceva fără să gândești. Scrie pentru un moment, trebuie să scriem pe ABC în baza 10, adică... Mai puțin! Descompune numărul. Descompune, asta că-ți place. Cum faci? Nu vedeți, caut o soluție numai să nu-l descompune, ia? Dar nu poți să poate așa. Se poate. Trebuie să sperați. Eu sper, da. Degeaba sper. Zi-am mai dat o dată zurește. Nu fi fost asta. Hai, dar eu zic să-l desfacem și nu mai îmblea cu prostii. Data! Am rezolvat. E 5. Fiecare. Că 555 plus 555. Da, noi nu putem așa. Trebuie să desfacem ca să vedem despre ce este vorba. Gata, domnul profesor. Cum faci? 555 plus 555 plus 1665. 1665. Poate mi-a dat un exemplu, adică ai o situație, poate mai multe numere. Am zis că s-ar toate numerele. Nu sunt. Hai să încercăm. Echivalentul. Zicem, hai te rog, A ori 100, nu? A ori 100. Adică 100A, să
putem zice și așa, 100A plus 10B plus C plus 10B B, 100B plus 100B plus 10C plus A și plus 100C, bine? 100C plus 10A plus B egal cu 1665. 1665. Nu e bine cu doctorul. Nu e bine? Nu e bine, nu e. Adică știu. Deci, ce am greșit eu acum? Am greșit ceva acum? Nu. Hai să vedem. Hai să vedem. Să vedem. 100 păi de A. Nu știu, că mai sunt probleme din astea, parcă nu mai știu. Avem 111A, avem 111B și 111C. Perfect, zicem 111A plus 111B plus 111C. Aici se subînțelege că e mulțit, da? Egal cu 1665. Și oare ce face? A, da, le împărțim la 111. Scoate pe 111 da, factor. Factor. Da, deci echivalent deci avem 111 ori, paranteză, A plus C, A plus B, plus C. C. Deci A plus B egal plus 1100, C. 1665 plus C la 111. Deci A plus B plus C. A plus B plus C este egal cu... Face A plus B plus C? 15. Egal cu 15, sigur că da. Și acum avem asta. Și ce numere să dea? Păi da, eu am găsit o șase variante. A plus B plus C. 5. Nu, e una din ele. E una. Dar 500, să facă 15, sunt destule variante. Putem să spunem 5. Una din ele. Una din ele este. Nu, dar trebuie să le găsim pe toate. A, deci putem să-i dăm și dublu, domn profesor? Nu! Deci n-am spus că sunt fie diferite cifrele. Deci plecăm așa, cu A egal cu 1. Corect. A egal cu 1 și atunci rezultă că B plus C. Dar la câte sunt, domn profesor? Nu sunt așa de multe, drag, eu le-am știut. Stai puțin, mama, că dacă o luăm așa, avem 1, avem 2, avem 12. 2, ia să vedem. 12? Păi dar ce, nu-s cifre? Ba da. Păi nu-s cifre, 12 e cifre? Până la 9. Mult cel mult. 9 deci, cel mai mare. 9, 4 și 1. 9, 5 și 1. 9. Nu așa, na, trebuie 9, să rupem ordonat. Ordonat, hai să vedem. Urmărește-mă. Ordonat, nu că altfel, le, dacă găsim peserite, pe unele le putem păși, le pierdem. Corect. Deci B plus C se facă în condițiile astea 15 minus 1? 14. Și acum deschidem o paranteză. Ce două numere cifre adunate se facă 14? Da? Acolade. Și aici văd că sunt toate variantele. Să fie cifre, bagă la cap. Neapărat. B egal B. Cu... Da, zi. 5. 5 și ce egal cu? 9. Prima variantă. Deci ar fi că B egal cu 5, C egal cu 9. Altă variantă. B egal cu 6. A, tot 6. Tot, suntem în varianta a lua egal cu 1. Da, știm. Da, B egal cu cât poate să fie? 6. B egal cu 6. Și C egal cu? 8. Apoi, aici. A, tot egal cu 1. B egal cu 7. C egal cu 7. C egal cu 7, da? Corect. Și să vedem. Și tot. B egal cu 8. B egal cu 8. A. Sigur că da. B egal cu 8. Și C egal cu 6. B egal cu 8. C egal cu 6. B egal cu 9. B egal cu 9. C egal cu 5. Adică, iată mulțimea, am să scriu sus, mulțimea numerelor dar pe care... Dar ce trebuie să aflăm? Toate numerele. Câte sunt de fiecare? Nu, să le găsim. Să se afle numerele, să le vedem cine sunt acestea. A, păi așa eram, nu știu dacă ne dați câte numere. Ei. Pentru că deja deci, știu. A egal cu 1, câte. A egal cu mulțimea,
și zicem, auzi 1, 1, 5, 9, 159, primul număr, 168, 168, zi care următorul? 177. Da. 186. Da. 196. Da. 195. Gata. Și atât. Și atât am găsit pentru varianta când A e 1. A egal cu 2. Nu se poate. Să vedem. Dreptul și... Hai, hai, asta să mă. Da. B plus C. Până ajung eu la 9, durează mii de ani. Hai să vedem. B plus C egal cu? B plus C este egal cu... Fiindcă total făceau 15. 13. Și acum începem. Pentru 13. B... Prima situație. B egal cu 5... Nu. B egal cu 4. B egal cu 4. Și C egal cu 9. C egal cu 9. Cu 9, da? Apoi, B egal cu 5. B egal cu 5. C egal cu 8. B egal cu 4. B egal cu 6. Da. C egal cu 7. Da. B egal cu... Stai o secundă. B egal cu 7. C egal cu 6. C egal cu 6. Apoi. B egal cu 8. C egal cu 5. Apoi, B egal cu... B egal cu 9, C egal cu 4. Și cam atât, da? Da. Și numele să fie? Zi, 285 și 294. Bun. Cu A egal cu cine acum? Cu 3. Cu 3. Câte am găsit acum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Măriți numărul lor, da? A egal cu 3 și atunci B plus C va fi? Că normal, că se mărește cu 1, pentru că e cu 1 mai mic. Da, B plus C egal cu? B plus C va fi egal cu 12. Da. Și atunci vom avea. Și atunci voi avea B egal cu 3. Și C egal cu 9. C egal cu 9. B egal cu 4. C egal cu 8. B egal cu 5. C egal cu 7. B egal cu 4. B egal cu 6. C egal cu 6. B egal cu 7. C egal cu 5. B egal cu 8. C egal cu 4. Și B egal cu 9. C egal cu 5. C egal cu 5. 3. Cu 3, da. Câte avem? Avem 7. 7, da? Numele sunt care? Numerele sunt 339, 348, 357, 366, 375, 384, așa, și 393. A egal cu 3, da? A egal cu 4. B plus C va fi egal cu? B plus C cu... 11. Și începem. Vom avea? Și vom avea B egal cu 2. C egal cu 9. B egal cu 2. C egal cu 9. B egal cu 3. C egal cu 8. B egal cu 4. C egal cu 7. B egal cu 5. C egal cu 6. Și sunt și... Apoi, B egal cu 6. C egal cu 5. Da. B egal cu 7. Da. B egal cu 7. C egal cu 4. Da. B egal cu? B egal cu 8. C egal cu 3. C
și egal cu 2. Iată că am găsit și numele acesta. Ce vreau să remarc? Faptul că în felul ăsta nu scăpăm niciun număr în discuția asta. Corect. Da? Deci dacă am fi făcut așa cum propuneai tu să facem prin observațiile acelea, erau foarte multe, au pus de ele pierdute. Așa, da. Pe urmă, pentru A egal cu 5, te rog să spui B plus C cât trebuie să facă. B plus C o să fie 10. 10. Adică B egal cu... B egal cu 1. C egal cu 9. Cu 5, nu? Profesor, da, A, B și C sunt diferite de 0. Da. Aici ne oprim. Pentru că A, B și C trebuie să fie distincte de 0. Și diferite. Distincte înseamnă diferite. Da? De 0? De 0, da. Și dacă deja am ajuns la 1, să fie 0. Atunci ne oprim la 5. Deci crezi că ne oprim la 5? Da. Nu. Dar ce, B plus C nu se poate să facă 9? Nu sunt două numere care s-ar trebui să facă 9? Da. Până la 9, deci... Da, sigur că da. 1... Stați, domn profesor, știți ce? Eu pot să vă spun câte numere sunt. Dar nu, nu mai trebuie să facem. Hai să le urmărim. Măcar să scriem situațiile astea. Dacă nu vrei să le mai scrii, scrii tu acasă. Dar important este să vedem situațiile acestea. Dacă... Uite aici când am zis cu 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cazuri am găsit. Păi crește mereu. Acum vrei să spune că găsim 10? Deci dacă la primul am avut 3, 4, 5, da? 6, 7, 8, 9, o să am cu 10... Se vede dacă respectă asta. Eu cred că nu. Eu cred că da. Eu cred că merge pentru loc și se întoarce înapoi. Da, da, da. Uite-te, hai să vedem. Asta e bunul simț matematic al meu. Nu vrei să iei după el? Nu ești curioasă? Deci B egal cu 1, C egal cu 9, B egal cu 2, C egal cu 8, B egal cu 3, C 8, B 3, C 7, B 4, C 6, B 5, C 5, B 6, C 4, apoi B 7, C 3, B 8, C 2, da. Și B 9, C 1. B 9, C 1. Iată că în clipa asta am găsit și câte sunt acum? 9 ar trebui să fie. 2. De la 1 până la 9 sunt 9. Și dacă iau pe A egal cu 6, B plus C, nu este. B plus C, mi se pare că ăsta e numărul maxim. B plus C egal cu cât? Cu 9. Și atunci mergem de la B egal cu 1. B egal cu 1, C egal cu 8. Așa, vezi? Acum, ăsta a fost maximul. La A egal cu 5, foarte tare chestia. Mi-a dat 9 și acum vine 8, 7, 6, merge înapoi. Da. Deci B egal A6. B egal cu 2, C egal cu 7. B egal cu 3. B egal cu 3. C egal cu... C egal cu 6. Da. B egal cu 4, C egal cu 5. B egal cu 5, C egal cu 6, cu 4. Da. B egal cu 6, C egal cu 3, B egal cu 7, C egal cu 2, B egal cu 8, C egal cu 1. C egal cu 1. Da, și de aici încoace vedeți că sunt 8 acum dacă le numeri. Dar să numeri sunt 8, da? De acum vor fi 7, 6, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1, 0. Nu cred, nu 3, 2. Cred că se ajunge până la 5. Da, da. Deci ar fi interesant acum, după ce am văzut asta, să spunem, merita să spunem și să se afle numărul numerilor. În afară de faptul că aici ne-am propus să le scriem,
tu ai fi trebuit să sesizezi că 5, 6, 7, nu? Numărul de numere este așa, 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 și la 9 se atinge maximum, da? După care plus 8 plus 7 plus 6 plus 5 și atât. Ei, iată că ăsta este numărul de numere care se pot forma, da? Numărul de numere care se pot forma încât suma lor să fie, cât am spus, suma lor să fie 1665. Așa. Deci egal cu cine? 5 cu 8, 13, 6 cu 7, 13. 26 aici, 26 de aici cu 9. 2 ori 26 plus 9. Și egal cu 52 plus 9, care înseamnă 61 de numere. Foarte tare, foarte frumoasă problemă. Deci numărul de numere este 61. Dacă calculăm, astea vor fi. Ce crezi că ar fi făcut un elev în fața acestei probleme? Hai să le formulăm problema. Sincer? L-ar fi abandonat. Da, l-ar fi abandonat. Și știi de ce? Fiindcă n-are forța necesară să analizeze. Deci se speria că e foarte mult. Sau un elev mai ar fi făcut primul, ar spune, mă, crește așa cu unul, tot așa până la infinit. Vezi? Tot așa, până mai infinit, cum spui tu, dar nu-i până mai infinit, sunt un număr finit de valori, avem un număr de... un număr finit de 61 de numere. Deci, hai să formulăm așa. Dacă îmi dă unul dintre ele, 555 era primul pe care ziceam. Să se afle un număr din ele, nu. Că formularea așa n-ar fi fost corectă. Să se afle un număr, unul dădea un număr, altul dădea un număr și n-ar fi fost o problemă interesantă. Deci, asta trebuia spun. ABC plus ce am mai zis aici? ABC plus BCA, parcă am zis BCA și plus CAB să facă 1665. Câte astfel de numere se găsesc? Câte numere de forma ABC găsim, așa încât ABC plus C, BCA plus CAB e egal cu 1665. Eu nu cred că un copil ar face. N-ar face, nu? Pe tot din clasa 4-a. Unde crezi că a fost dificultatea? În primul rând că ei nu vor să muncească așa. Asta e. Vezi? N-au educația pentru a analiza totul până la toată. Și profunzimea necesară. Deci se mărginesc. Ai, vor crea un om, două numere, da, înmulțim. Exact. Dacă acolo intră într-o problemă, o problemă ușoară. Așa, haideți că zic eu, 5. Da. Deci, dacă ea care are... 61 de numere. Dacă ea are, să spunem, o educație cât de cât în sensul bun al ce înseamnă efortul la matematică depus și ea la prima care are... Da, ați văzut pe la 5 s-a părut foarte dificil. Da. Ai, dar să vezi de ce. De ce trebuie să ne educăm în direcția asta? Deci, trebuie să ne educăm, pentru că dacă ne formăm cu o astfel de idee sau ne accesăm o astfel de idee și o îmbrățișăm, ne este de folos în altă problemă. Deci trebuie analiză profundă. Când am cerut doar dați un exemplu de număr în care se întâmplă așa. Dacă era așa, dați un exemplu de număr, toate dreptate. Dar formularea n-ar fi fost bună. Pentru că fiecare ar fi dat câte un exemplu acolo și numerea câte ceva. Dar așa când am aflat toate numerele, trebuia să înțelegem că descriem în baza 10, scoatem pe 11 în factor comun, simplificăm și ajungem la relația asta. Adică asta este momentul important. Unde a pus pe plus 10? Fiind cifre, plec fie cu A de la început 1, fie cu B 1 sau cu C 1. Dar ținem cont că nu poate să fie 1 și B 1. Da? Că C-ul e tot cifră. Tot cifră, sigur că da. Deci am mers A 1 și mi-a rămas B plus C face 14. Și am zis, ce două numere să fie adunate să facă 14? 9 plus ceva. Exact. De la 9 încep. 9 și câte am mai rămas? 5.
sau 5 și 9. Și apoi a crescut B-ul, scade asta și am găsit 5 din ele. Da, foarte interesant, dar eu aș fi pus întrebarea asta, domnul profesor, în locul Dariei. Dar dacă le ceream să distincte? Dacă le ceream distincte? Ia să vedem, Daria. Nu, eu nu o zic. Ori fi mai puține, ori fi mai multe? Mama, încă sunt mai puține femeie. Da. Pentru că am 5-5-5, deci le scot pe ăsta. Am 5-4-4 sau 5-5-5. Uite, 1-7-7, uite că le vezi pe tablă. Deci normal că erau mai puține. 339, n-ar mai... mai greu și nu mai facem. Da, deci în condițiile acelea ar trebui să le știi, știu, peste 165, nu, acele 61, și din care scădem pe cele care sunt momentele când sunt egale. Pentru că dacă, de aici, de exemplu, deci ai un număr, scazi niște lucruri din el. Uitați, B7, C7, vedeți la urmă. Deci ăsta este primul care iese din cursă. Da. Adică cine două să facă 14, da? Corect. Apoi cine 5, două 5, să facă 13? 5. Nu se poate. Nu iese acolo. La 12, iar. Cine două să facă 12? Se poate. Avem 6 și 6. Deci iată, aici găsim 6 și 6. Da, și mai găsim pe unul, domn profesor. Îl găsim pe primul, B3, că e cu A3. B3 și cu A3. Deci de acum suntem atenți și la chestia asta, exact. Da? Deci B3 și A3. De aici începe și povestea asta. Corect. Le putem găsi... Chiar găsi repede, dacă le-am scris. Tocmai. Tocmai, ne-am speriat că n-am avea șanse, dar... Dacă le-am scris, imediat. Deci, după ce le știi pe toate, după aceea încep să, să le vezi. A4, mă uite B4 și la... B4 și îl... Da, deci A4 și B4. B4 de aici. Da. Și C-ul, și C-ul, și C-ul care-i 4. Avem acolo B7 și 4. Da. B7. Domnul profesor, vreți să mai găsim și pe așa? B7. Și la ultima acolo, domnul profesor, avem 9, B9 și 3. C3. Acolo pentru la ultima de sub, da? Aici, da. 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 Aici. Sunt câteva, dar nu sunt exagerate multe. Două sau trei. Le putem găsi. În final... Ok, cu A egal cu 5 avem B5 și C5, care îl scoatem din discuție. Ăla este de dată. Și numai altul. Și numai altul. A egal cu 6, 3, al treilea. Și al treilea de la A egal cu 6. Da, ce egal cu 6? Da, îl scoatem și B3 și C6 de acolo, da. Da, și pe A6, adică peste... Și B6 și C3. B6 și C3. Și la cea egal cu 7 n-ați mai scris. Și 8 și 9. Da. În final... Deci vedeți că nu sunt chiar multe. Și problema asta poate fi rezolvată. Dacă se spune distincte, deci le vedem pe toate, eu aș fi fășat și pe toate. Le-aș fi văzut pe toate și le anulam pe da, corect. Da, da, da. Ca să nu scăp niciun. Sigur că altfel există riscul să scape din toată mulțimea, 61, scazi pe cele, dar nu știi din toate, pe exact, toate. Exact. Deci tot așa, tot așa. Important ar fi să le schimbi pe toate. Foarte frumoasă problema. Mi-a plăcut. Da. Am aici. Gata, merg la tine că nu ți-a plăcut problema asta. Hai am descris. Sinceră să fiu? Da. Deloc. A fost cea mai... infectă problemă. Da. Mamă, și dacă mai dați vreo problemă de din asta... Rămân singur aici. Cu mine, doamne. O să adorm. Deci, pur și simplu, adorm și mă duc în somnul meu, unde visez, mă rog. E bine, de aia, dar gata, hai să mai facem. Așa, vă dau mâna de la concursul Florica Tăcâmpa. Nu mă da, bună. Florica, bine, hai. O știu pe profesoară. Da? Da, da zi. Din 2006. Din 2006, da. Deci Ana are 2 frați și 2 surori. Așa, imediat. 2 frați și 2 surori. A copii de logică? Să vedem. Mie mi se pare ușor. Bun, hai să vedem. Deci Ana... are 2 frați și 2 surori. Bun. Mama ei are nu știu câți copii. Da. Fratele ei, Alex, are nu știu câți frați. Bun. Puncte, puncte și surori. Deci mai citești o dată, fapt. Deci, Ana are 2 frați și 2 surori. Ana are 2 frați și 2 surori. Ana. Da. Ana are 2 frați și 2 surori. Frați. Da, 2 surori. Și
Și două surori. Mama ei, adică mama Anei. Mama ei. Da. Are nu știu câți copii. Așa scrie, nu știu câți copii? Da, scrie puncte, puncte. Are puncte, puncte copii, da? Da. Fratele ei. Are. Stai puțin, să vedem câți copii poate să aibă. Copii. Cinci, normal. Doi frați, două surori, înseamnă cinci, da. Dar mai trebuie să-ți problema, cum am da, deci da, da. Ana are doi frați, doi copii. Fratele ei, Alex. Fratele mamei sau Anei? Fratele Anei. Fratele ei, Alex, are nu știu câți frați. Ce le cere? Câți frați? Da. Are câți frați, și da? Câți, nu, are puncte, puncte frați, puncte, bun. Puncte și surori. Da. Puncte, puncte surori. Bun. Nu, și surori. Da. A. Deci, Alex. Alex, fratele deci, Anei. Da, Alex. Fratele Anei. Și atunci nu știu cine-i vorba. Alex, fratele Anei, câți frați are? 4, D. Are. Câți frați și câți surori, nu? Are câți frați. Câți frați. Și apoi... Puncte, puncte, puncte surori. Puncte și surori. Deci vezi da. Câte surori. Bun, mai departe, mai este? Are... Mai este? Nu. Asta-i toată problema? Da. Și acum vă dau rezolvarea. Mama are 5 copii. Păi te așteptam. Alex de ce? Are un de ce frate. Are 5? De ce are 5? Doi frați, doi frați și Ana. Da? Deci cinci copii. Fratele ei, Alex, are un frate. Da, un frate. Și trei surori. Trei surori, da. Corect. N-am fost două. Eu greșeam. Trei pentru că e și Ana. Da. Da. E, n-a fost dificil. E, doamna profesoara, da. N-o da greu. Da. A fost o problemă simplu. Hai să mai facem noi până una. Dar la mine să aleg eu? Nu, am găsit calcule, pentru că calculele o să mă învioreze. Niște probleme mari de calculat. Vrei așa niște ghiștiți da. Cu fracții sau cu ce? Nu, pur și simplu calculat. Calculez dacă așa cu X, cu asta? Da, cu X, da? Cu chestii. Îmi dai, dictezi tu sau? Dictezi eu, dictezi eu. Hai, dar mă gândeam să scrii tu. Așa. Avem. Deci îmi place una la maxim. Te rog. Deci o să vă placă și dumneavoastră. Să sper. Doamna, acum ne auzim, nu? Da, da. Ne și auzim, ne și vedem. Da. Te rog. Bine. Paranteză pătrată, paranteză rotundă. Zile lui, da. Deci paranteză pătrată, paranteză rotundă. 3 plus 3, închineam paranteza. Da, asta am făcut-o. Ba nu. Ei, nu. 3 plus, numai cu 3 până la capăt, nu? Da. Ei, dar am n-am făcut-o partea, că vreau. Hai, tu, bine. Hai. Am făcut-o. Eu am făcut. Hai, mama, dictează atunci. Stai să scriu. Păi scriu-mă dacă da, 3 plus 3. 3 plus 3, închidem paranteza, ori 3 minus 3 plus 3. Ori 3 minus... Ori 3 minus 3 plus 3 ori, deschidem paranteza rotundă. Așa, 3 plus 3 împărțit la 3, închidem paranteza rotundă, închidem paranteza pătrată. Minus 3 ori 3. Minus 3 ori 3 plus 3 împărțit la 3 ori 1. Plus 3 împărțit la 3. 3 ori 1. Da. Plus 3 împărțit la 1. Asta e tot? Uh-huh. Deci, avem, stați puțin, avem 6 ori 3, 18. 18 minus 3, adică 15. 15 plus 4 ori 3, 15 plus 12, adică 27. 27 minus 9, care mi-ar da 27 minus 9, 20 minus 2, adică 18. 18 plus 1, 19. 19 ori 1, 19. 19 plus 3, adică 21. Deci ce mai făcut? N-am înțeles nimic. Nu, stai, 19 plus 3, care dă 22. Da. Și eu dacă spun doar 2, ce am înțeles copiii ăștia din care ne urmăresc pe noi?
Am înțeles că nimic, nimic. Este... Și noi facem lecția și pentru ei, da? Hai, te rog, hai ca să facem treaba. Hai să facem așa, să facem pas cu pas. Deci, ai zis 3 plus 3, care face 6. 6 ori 3, 18. 18 minus 3, 5. Dar nu așa. Mai puțin. Nu așa. 18. Deci zicem... 6 ori 3 sau 18. Hai să zicem 18 așa. Da. Minus 3. 15. Așteaptă-mă. Minus 3 să facem așa. Plus. 3 ori. 3 ori. Paranteza aia cât fac? 4. Deci ce fac 4? 3 împărți la 3. 3 plus 3 plus 4, da. Ori 4. Minus 6, minus 9. Închidem paranteza dreaptă, da. Da. Minus 9 plus 1 ori 1 plus 3. 9 plus 1 ori 1, 1. Da, plus 3. 3. Și egal cu? Și este egal cu 15 plus... 15 plus 12. Plus 12. Minus 9 plus 1 plus 3. Minus 9 plus 1 plus 3 plus 4, adică, da? Da. Și egal cu 20... Și este egal cu 27 minus 9, care mi dă... Eu fac 20 minus 2, adică 18. Da, și cu 4? 22. 22. Da, este corect. Dar de ce mai vezi cu ăsta? Mult prea ușoară. Nu, ce faci, tu ce treci? Faci, dar tot ușoară. Da. Este, după o problemă grea, vreți să aleg tot probleme grele. Mi se fracții, domn profesor, să mai lucrăm. La fracții, din cartea aia, găsește mai ușoare fracții cu probleme grele. Da. 4-6, opresc? Soluții la testele propuse. Nu, soluții nu-mi interesează.